Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit! Suntem în Constanța, pe Bricul Mircea, cu Diana. Bine. Bună. V-am regăsit! Mă bucur că am reușit să vă ofer așa o mini-surpriză. Nu că am creat-o eu, dar s-a creat contextul. Planificând următoarea vizită în Dobrogea, voi ați venit exact de zilele orașului Constanța, ceea ce ne permite accesul pe Bricul Mircea. Este o ocazie foarte rară, nu neapărat unică. Recomand vizitatorilor să mai urmărească astfel de evenimente și în special în perioada de Ziua Marinei, pentru că pe 15 august este manifestarea oficială, dar sâmbătă de dinainte și atunci este permisă vizita pe Bricul Mircea. Putem să pornim, dacă este și în plimbare, pentru că... Deja vedem că încep să apară vizitatorii, au fost și ieri tot așa o zi plină de vizite. Este o navă etalon, este mândria, să zicem, navigației românești, este navă școală și chiar se face școală aici. Probabil ați văzut deja marinarii care ne-au întâmpinat, băieții aceia tineri. Și asta a fost scopul ei. Deci aici e camera... S-ar putea să fie camera de comandă? Cred că da, de comandă. Da. Și de aceea se permite doar vedere din exterior. Tocmai ca să nu afectăm aparatura pe acolo. Ea a mai suferit niște modernizări. Dar ca poveste este foarte interesant. Uite, să avem aici o băncuță care știu că se caută cel mai mult la poză. Aha, ok. Este din... prima navă, de fapt, a fost la începutul anului 1920 și cea pe care suntem noi este construită în 1939. Și a făcut inclusiv voiaje transatlantice. Dacă nu mă înșel, 3 în total. Acum cred că face totuși doar pe zona noastră europeană, dar pleacă în voiaje periodic. De aceea este un moment foarte plăcut pentru toți, inclusiv pentru constanțeni, să vină periodic să-l vadă. Că e moștenirea noastră, am putea spune. Și suntem chiar în zona terminalului de pasageri. Adică, în mod normal, aici la noi vin navele de pasageri. Din păcate, situația momentan nu prea permite genul acesta de trafic. Dar vedem în dreapta noastră, inclusiv zona de dana militară, îi spunem noi. Cea de care ziceam, în sâmbătă de dinainte de 15 august, se pune și un transport special la dispoziție în interiorul portului și toate aceste fregate pot fi și ele vizitate. Drăguț! Asta este doar în acea sâmbătă de pe 15 august. Poate s-ar putea să mai fie de Ziua Armatei pe 25 octombrie, nu sunt sigură. Ok. Eu am prins de vreo două ori inclusiv submarinul Delfinul, nu este vizibil acum. Și care a permis acces, dar acolo trebuie să ai anumite dimensiuni ca să poți să intri. Să intri pe, pe ușiță pe acolo. Exact, exact. E foarte interesant și acela. Și toate acestea, da, sunt încă nave funcționale, periodic știu că au și exerciții militare pe Marea Neagră. Eu, fiind crescută din tată maestru militar, de asta pentru mine are un farmec anume, genul acesta de navigație militară. Da. Așa? Să mai mi-aduc aminte. Așa, bun. Înălțimea maximă este de 44 de metri. Și în total are 23 de vele. Ele nu se văd, dar dacă ne uităm la toate aceste sfori, ne imaginăm cum coboară. Da, stai că mă ia mețala și pe mine, uitându-mă în sus. Și barele orizontale, presupun. Da, da, da. Și pe cele orizontale urcă marinarii și la comandă se lasă toate odată, că se văd acolo cum sunt legate cele din material. Dar este impresionant să prinzi acel moment când le coboară pe toate odată la comanda ofițerului. Aia m-a impresionat și pe mine când l-am prins. Dar acum, probabil, fiind și vânt, nu este cazul și oricum nu iese în larg. Este acostat. Am avut în 2014 și în 2017 două evenimente foarte interesante, regată de veliere. Adică ne imaginăm că aici avem doar pe Bricul Mircea și să ai 15 astfel de nave de dimensiuni diferite, dar și de vechimi diferite. De la unul atât de vechi cum este acesta din 39 până la unul foarte nou în care totul era tehnologizat, avea un echipaj de, cred că, 5 oameni. Și ăla era suficient ca să coordoneze tot. Da, pe aici trebuie să fim atenți, inclusiv la trepte. Da. Pentru că... Sunt așa... Da, căile de acces sunt destul de micuțe. Eu am avut ocazia să merg și în, o să zic, în subsol, că nu știu cum să-i zic, jos. Ei dorm în hamace, jos.
Ah, ok. Da. Sunt niște camere foarte mari și au hamace și având, fiind, mai ales când se navă școală, evident că au ture în care trebuie să învețe, ca să învețe să lucreze și pe timp de noapte și pe timp de zi, pe furtună, pe soare, pe toate cele. Și acolo se odihnesc la comun. Acum știu că este echipaj mixt, adică mai nou sunt și fete, marinari. Ok, am văzut, da. Da? N-am apucat să văd acum, era la dar știam acolo. De data trecută, da. Asta e camera motoarelor, cred. E bucătăria. Miroase. E bucătăria, da. Da, da, da. Chiar miroase. El este bine. Un obiectiv încă în acțiune. Da, 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 da. Băieții chiar sunt la treabă. Ai grijă aici? Eu am, că eu sunt mai micuță, chiar vreau să te laud că ai urcat cum trebuie cu piciorul pe lateral, da. Ca să ai cât mai multă stabilitate pe, da, pe da, picior. Într-o parte, da. La fel și la coborât, tot la fel se recomandă. Uh-huh, Ca să ai punct de sprijin, da. Exact, trebuie exact. Este foarte îngustă, foarte și, mică. Și la coborâre, cobori cu, bine, nu neapărat, poate nu e cazul aici, dar la alte scări e chiar mai bine să cobori cu spatele, ca să poți să pui toată talpa pe treaptă. Nu te întorci cu fața, pentru că în momentul ăla vei avea doar călcâiul pe treaptă și riști să aluneci. Astea așa, sfaturi practice. La fel, un alt sfat practic și mă bucur că mă uit la lume, încălțămintea. Pentru că riscăm să stricăm podeaua. Adidas și sunt cei mai buni. Expadrile, tenis de orice fel. Fără tocuri. Fără tocuri, da. Talpă de cauciuc care să nu afecteze podeaua. Da. Ca să o respectăm, pentru că, uite, deja are 10 de ani și am vrea să o mai și putem păstrăm. Și să o putem vizita și peste alte 10 exact. De ani. Exact. Și să o lăsăm în stare bună băieților care trebuie să-și facă în continuare pregătirea aici. Iar de aici o să vă duc la un alt obiectiv, okay. 10 pași mai jos, da. Schimbăm un pic perspectiva către faleză, dar povestim când ajungem acolo. Okay. V-am adus într-un loc care mie mi-este foarte drag și la care ajung din păcate destul de rar, pentru că este în interiorul portului industrial. Suntem pe terasa cuibului Regine. La prima filmare și primul tur pe care l-am făcut noi împreună, povesteam de faptul că în Constanța avem 3 reședințe regale. Era Palatul Regal, actual tribunal vechi, și era și cuibul Reginei aici în port. Și ne imaginăm că acum 100 de ani, Regina Elisabeta stătea aici pentru că aici se termina portul. Faleza, pe care o și vedem de altfel în zare, se vede inclusiv cazinul, faleza respectivă mergea până aici. Toată lumea venea pe promenada respectivă până la cuibul Reginei, care era cu totul alt format. Era mult mai mare, aș zice, cel puțin dublu față de cum este acum, și avea inclusiv un ponton care ieșea direct către mare la momentul acela. Există fotografii de epocă, mai ales când a ajuns la o vârstă înaintată. Regina stătea tot timpul în balansoară aici pe terasă. Navele știau că regina stă în port, prezentau onorul la intrare și la ieșirea din port. Iar ea, mai ales când era deja foarte în vârstă și bolnavă, doar saluta cu batista, nu se mai ridica ca să primească onorurile. Acum aici funcționează Muzeul Portului Constanța, dar nu știu ce program de vizită are, din păcate. Și de aici avem iarăși perspectivă către Dana de Pasageri, cu bricul Mircea, pe care doar ce l-am vizitat. Și în zare se vede și un far, care și el pare micuț, dar de asta zic, exact cum am povestit și la farul genovez, la fel la primul nostru tur. Este micuț pentru că îl comparăm cu clădirile moderne din zilele noastre. La momentele respective era perfect poziționat, inclusiv în cazul acesta, la capăt de pământ, ca să anunțe navele că intră sau ies din port. Acela se cheamă farul Carol, este din 1910 și a funcționat undeva până în 1960. Acum nu mai funcționează ca far, este doar monument istoric. V-am adus la încă o surpriză, da, pe care cei poate care mă urmăresc pe mine deja în social media au văzut că am avut câteva evenimente aici și probabil o să mai avem, la probabil cea mai mică cramă din România. Aceste crame micuțe se cheamă de obicei Boutique Winery, aici chiar o putem numi de acest gen, pentru că ea are undeva la 3 hectare. Atât din care vinifică, are un nume foarte drăguț franțuzesc, Claude Colomb, inspirat din povestea porumbeilor pe care i-a găsit proprietara când a venit aici la începutul anilor 2000. Povestea pornește cu o doamnă venită din Franța, avea bunicul cu origini românești și așa a ajuns cumva în zona noastră, deși, vă dați seama că în anii 2000 când a venit aici nu a găsit nimic care să o inspire, ea totuși a văzut potențialul, ea fiind dintr-o familie de producători de vin. Are în zona de Champagne din Franța, chiar are și ea o Podgorie acolo, avea, din păcate am pierdut-o.
pe această doamnă, Anne Marie, și s-a așezat aici și a început să vinifice pe stilul pe care el știa de acolo, de Bordeaux, care este puțin diferit față de stilul de vinificare românesc. Au o corpulență mai ridicată vinurile ei. Ea ține inclusiv vinurile albe toate la baric, la acel butoi. Cât am mai povestit noi la degustarea anterioară, cred că am mai povestit-o de aceste baricuri. Și toată locația se găsește chiar în mijlocul viei. Are inclusiv un restaurant, de aceea am vrut să vă aduc, cum am recomandat și data trecută, niște locuri mici, secrete, locale, și aici puteți să veniți să luați masa, pentru că de fiecare dată există la frigider din colecția de vinuri și câteva sticle desfăcute, astfel încât poți să faci și o degustare ad hoc, să iei un pahar de vin pe care să-l asociezi cu felul de mâncare ales la momentul respectiv. Meniul este și el selectat, adică nu sunt foarte multe opțiuni, dar sunt tot timpul pe stilul gurmand, adică să te și bucuri de experiență. Și aș vrea să vă duc după aceea inclusiv înăuntru ca să vedeți cum arată și o astfel de sală de baric, pentru că data trecută doar am povestit de ele, iar aici cred că avem una din cele mai mici. Vinurile ei cu care a pornit inițial se numeau Terra Alba și Terra Rosa. Se referau exact la solul pe care îl avem aici. Când o să coborâm jos în pivniță, chiar o să vedeți acel sol roșiatic. El este bun pentru strugurii noștri, pentru că noi avem marea foarte aproape și aceste, de fapt nu precipitații, să spunem, evaporări, vaporii de apă care dau o anumită savoare strugului. Noi nu avem neapărat ploi în alte zone, dar soarele și cu aceste cu acești vapori ajută foarte mult să dea o aromă deosebită strugurilor. Iar doamna Anne Marie chiar a avut grijă tot timpul să-i pună și mai mult în valoare. Uneori făcea cupaje, ce povesteam eu, când amesteca două sau trei soiuri, dar are și câteva pe care le-a lăsat așa cum sunt, și un soi franțuzesc pe care l-a naturalizat aici, Viognier se cheamă, mai sunt foarte puține crame în România, poate maxim 5 care au reușit să-l naturalizeze. Este un soi căruia trebuie ariditatea pe care o avem noi aici, cu acest vânt de care astăzi ne bucurăm, de altfel, această briză. Și interiorul este exact foarte drăguț. Ei nu știu exact pe timp de iarnă cum funcționează, dar acum până la sfârșitul toamnei cu siguranță vor funcționa. Recomand, vom merge și în sala următoare, mai ales dacă sunt grupuri sau dacă se dorește eveniment, neapărat cu mesaj, telefon înainte pentru programare. Da. Altfel, individual, sunt mari șanse să aveți ocazia să vă puteți bucura. Turiștii se pot caza aici? Există și trei camere pe care le pun la dispoziție. Nu știu sigur dacă au de gând să mai mărească un pic capacitatea. Cred că erau niște planuri de acest gen. Dar exact, deci, există. Deci momentan sunt trei camere. Trei opțiuni. Aproximativ camere duble. Cred că una singură este un pic spre apartament, dacă nu mă înșel. Deci exact așa, simți că ai intrat în casa bunicii aproape. Da. În genul acesta de cramă. Deschis. Da, la baric, din păcate, nu pot să vă duc. Cam așa arată o zonă de vinificare. Dar vă ziceam că aici este probabil cea mai mică. Și dacă mai observați un lucru, și asta o să observați ori de câte ori veți vizita crame, cât de curat este totul pe jos. Nu există, pentru că orice formă de praf sau orice, poate să nu numai să-l schimbe, să-l altereze, să strice tot. Și atunci trebuie cât mai curat totul. Tot timpul sunt furtune peste tot, tot timpul se curăță. Tancurile acestea sunt cele în care se aduce mustul după ce s-a făcut presa și sunt de capacități diferite. Asta ca să avem așa explicații și pentru cei care poate nu au mai fost în crame, pentru că ele tot timpul trebuie să stea pline până sus, să aibă cât mai puțin contact cu oxigenul. Vinul este un organism viu, în contact cu oxigenul și-ar schimba proprietățile foarte repede. În momentul în care se golește, să zicem, dintr-un tank mai mare, se ia o cantitate, se mută într-un tank mai mic și tot așa, în momentul în care se... Întotdeauna, exact, la partea de îmbutelie. Okay. Și ăla este instrumentul de îmbuteliere, cel cu 4 dispozitive. În cazul acesta, la scară foarte mică, cu cât sunt cramele mai mari, evident că vor fi cea alte... mai mică cramă. Exact, de care povesteam, da. Deci, cu siguranță, când aveți... Asta este de presă. Dar nu știu să explic din punct de vedere tehnic foarte bine. Ele au un anumit circuit, astea în general ajung să fie folosite ceva mai târziu, adică să zicem că avem culesul undeva începând cu luna august, pentru că noi aici, în funcție de soare, putem să lăsăm strugurii chiar și mai mult, inclusiv septembrie.
După ce se face partea de desciorchinare și de presă, desciorchinarea se face în cuva aceea din capăt, ajunge la presă, de la presă ajunge în tank. Iar partea de îmbuteliere este de-abia în momentul în care se duce către comercializare. Și mai există jos la subsol, dar momentan este închisă. Deci pentru asta trebuie să organizeze, să vină ei și să poate prindă o vizită, să vadă și partea de baric. Jos este grota, să poată direct în acea piatră roșie, unde sunt... Și am văzut piatră, să vedem. Da, este efectiv zidul de piatră și acolo ai o temperatură controlată natural. Da. Cu un mucegai natural pe care l-a lăsat de altfel și doamna Anne-Marie și în general cramele îl lasă pentru că ăla ține cumva partea de conservare a vinului și inclusiv are o colecție de sticle foarte vechi pe care încă le mai are acolo jos. Păcat la că nu putem, Da, am ajuns noi foarte devreme astăzi, exact. Și sunt ei încă în proiect, în partea de administrație acum, de organizare. Dar turiștii cred că o pot vedea. Exact, s-a întâmplat când am fost aici cu alte grupuri, dacă au venit pur și simplu vizitatori care au vrut să mănânce, pentru că eram eu deja cu grupul în prezentare, au fost și ei primiți să facă vizita de cramă. Adică sunt bineveniți dacă au deja au ajuns aici și își arată dorința de a vizita. De asemenea, la fel se pot cumpăra vinurile direct de la ei, pentru că este o cramă foarte mică. Momentan nu știu cât de mult se găsesc pe magazinele de specialitate, nici cantitățile nu le permit. În niciun caz nu le veți găsi în supermarket pe acestea. Da. N-au ajuns până acolo, dar le pot găsi aici. Da. Se vede sus. Acel ghid Gold Milau este foarte apreciat acum, cam cum a pornit cu stelele Michelin la restaurante. Cam așa este acest ghid care dă puncte pe diverse locații din România. Și ea a fost inclusiv premiată pe bucătar regional. De aceea ziceam, inclusiv bucătăria este deosebită aici. Și etichetele. Iar aici cred că avem inclusiv șampania ei expusă. Chiar la mijloc. Grand Cru sunt doar un anumit număr de sate selectate din zona Champagne care primesc această titulatură. Deci deja este o calitate superioară. Champagne oricum are o calitate foarte bună. În momentul în care ești Grand Cru, deja ești încă o etapă clase, mai sus. Da. Și ea este în zona de Grand Cru. Da. Okay. Una din preferatele mele este aceasta, Prințesa și Bobul de Mazăre, care este, în cazul acesta, 2020 și încă păstrează semnătura a lui doamnei Anne-Marie. Are și o diplomă acolo pe Prințesa și Bobul de Mazăre. Da. Da, este un cupaj de roșu. Acesta este Riesling Italian Viognier și Sauvignon Blanc. Înseamnă că este omulețul de lemn, este cealaltă de roșu. Și acesta este pe alb. Ce este interesant, și la doamna Anne-Marie făcea genul acesta de alegea genul ăsta de sticle, inclusiv sticlele de vin alb sunt închise la culoare, ca să nu fie afectate de lumina soarelui. Nu toată lumea merge pe ideea asta, ea a preferat așa și cu acest fund foarte adânc. Ok, ca să poți să o prinzi. Asta este doar pentru partea de servire, dar partea practică este pentru că aici poate să adune impuritățile. Pentru că unele vinuri pot să mai păstreze în funcție de nivelul de filtrare și atunci se păstrează foarte bine aici jos. Altfel, genul ăsta de fund se pune pentru spumante, că și asta are, pentru presiune. Distribuie altfel presiunea. Aici spumantul este tot sub presiune. Deci mai aveți încă un mic secret de descoperit în Dobrogea, în plimbările voastre, mai ales când veniți în partea asta de jos, spre stațiuni și Mangalia. Spre Mangalia 2 Mai și Vama. Exact. Da. Este o oprire pe care aici chiar o recomand. Suntem în 23 august. Exact. Și de aici Olimpul deja este la 2 pași, deja încep plajele, alea foarte frumoase. Da, dânsa este. Da. Am avut ocazia să o cunosc personal. Și a avut o remarcă pe care o să o țin minte și o să o povestesc de câte ori am ocazie. Așa. Prin 2015, cred că am cunoscut-o și am întrebat-o cineva, era așa un grup de jurnaliști, ce părere aveți de șprițul nostru românesc. Bine, șprițul nu este doar românesc, dar asta e altă poveste. Și a fost foarte elegantă în exprimare și mi-a plăcut. S-a zis, dacă vinul este prost, fă-l șpriț. Dacă vinul este bun, lasă-l cum e. Mi s-a părut fabuloasă, da. Și original, real, bucură-te de vin. Dacă cineva a muncit la vinul ăla și l-a făcut bun, calitativ, lasă-l așa cum este. Mi-ai făcut. Da. Da.
Și e o masă foarte interesantă aici, afară, lungă. Da, 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 de timp, mi-e venit la acelea toscane. Ți-ar plăcea, ziceai că ți-ar plăcea să vezi. Să-mi face o masă în vie, da. Da, să o vezi așa. Cred că pe vara au avut, vara trecută, niște evenimente și probabil vor avea și vara aceasta. De asta spuneam, ei merg și pe evenimente private, pentru că se pretează locul foarte bine. Uh-huh. Și sunt convinsă că ies niște lucruri deosebite. Și să fie exact acolo, în să verdeață. Acolo, da, și să se pună la masă chiar și oamenii care nu se cunosc. Genul acela, da, da. De masă, am văzut pe la italieni, să se întâmple foarte des. Mi-aș dori să ajung și eu la un astfel de eveniment. Mm-hmm. Să faci așa un mingle cu toată lumea. Super. Bine, hai să mergem mai departe. Pornim mai departe, mai avem de explorat astăzi. Da. Astăzi încheiem vizita în, am putea spune, centrul Dobrogei, la cetatea Capidava, pe care știți că v-am tot promis-o de ceva timp, care este în localitatea Topalu. Suntem la doar 7 km, dacă nu mă înșel, de Muzeul de Artă Topalu, deci se poate face un traseu de o zi extraordinar de ușor și de interesant, să avem și artă și istorie. Cetatea aceasta Capidava este făcută în secolul 3, era noastră, era un castru roman. Fiind situat pe malul Dunării, îi se și spunea cetatea de cotitură. O să vedeți aici că deja se văd coturile Dunării și era foarte bine poziționată din punct de vedere strategic pentru că este un pic mai sus, pe un vârf de deal. Noi nu prea avem dealuri foarte multe și atunci genul acesta de vizibilitate era foarte utilă pentru ei. S-au găsit inclusiv morminte de ofițeri, iar după acel moment dat a devenit... N-a mai avut aceeași importanță strategică, de aceea a fost părăsită. A fost reabilitată recent. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit acum și se vede că ne putem duce chiar până jos pe malul Dunării. Iar la ora asta este perfect de o plimbare, mai ales cu temperaturile de care deja ne putem bucura în cea mai mare liniște și cu plăcere. Deci vă așteptăm în Dobrogea. Sunt foarte multe secrete care pot fi explorate și să ne relaxăm cu spațiu verde și la malul apei. Da, se vede că a fost făcut bine, că sunt foarte multe podețe făcute, să te poți plimba pe ele. Și foarte, foarte trainice, asta îmi place, adică s-a mers și pe siguranța vizitatorilor și bine poziționate ca să nici nu afecteze siturile pe care le-au conservat. Au deschis și un muzeu recent, dar pentru asta trebuie să vină în timpul programului de lucru, până în ora 17. Lunea și marțea, ca orice muzeu, din câte știu, sunt închise. Cărămizile astea roșii, astea sunt destul de adică moderne, să spunem așa, în epoca târzie a erei romane, când deja aveau cuptoare și se făcea în straturi. Piatră, cărămidă, piatră. Și la Histria avem, se vedea la arcadă, și acolo arcada e refăcută, cu siguranță, dar au reprodus-o frumos. Da. Și aici, în dreapta, e zona care încă se mai descoperă. Și cu siguranță, probabil, mai sunt ruine care acum deja sunt sub apă, ceea ce s-a întâmplat și la Mangalia, de altfel. Cum se reașează zona. Deci ziceai că zona aia de acolo, unde sunt copacii... Când... Se poate să-mi crească nivelul apei, da. Și copacii intră în apă. Și vezi, da, exact, vezi direct trunchiurile direct în apă, că se văd doar alea ultimele, știi, că mai sunt un pic. Deci chiar câteodată e foarte interesant peisajul pe aici. Da, și pe aici zici că chiar s-a lucrat bine. S-a lucrat, mie îmi place cum a ieșit, mai ales că eu știind-o de dinainte, în ce formă era, mi se pare că au reușit să o pună în evidență foarte frumos, ca să-i înțelegi un pic dimensiunea. Spațialitatea. Probabil o să apară exact ca și la Histria, sper. Acele semne care să ne și arate ce zone erau, ce camere, ce din astea. Că e clar că este o tranziție. M-am văzut undeva inclusiv semicerc, ceea ce mi-indică poate o fostă basilică. Da. Inițial m-am gândit aici la basilică că putea să fie genul de coloane, să aibă ceva statui, dar poate a fost vreo sală de, hai să zicem, consiliu, ținând cont că a fost castru militar. N-avea cum să n-aibă basilică. Atât timp cât are militar, trebuie să aibă și zonă de rugăciune. Da. Ok. Bine. Păi asta a fost emisiunea de astăzi. Ne vom revedea cu drag și data viitoare. Mulțumim, Diana. Mulțumesc și eu și cu siguranță mai avem niște episoade de pregătit. Pa, pa.